Vă invit să deschidem împreună Sfânta Carte, Biblia, la Iona, capitolul 4. Vom citi de la versetul 9 până la versetul 11. Iona, capitolul 4, versetele 9 până la 11. Să urmărim împreună acest cuvânt din Scriptură. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu că te mâni din pricina curcubetului? El a răspuns, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Atunci Domnul a zis, ție -ți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu -mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite? Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Împreună cu Felicia, vă binecuvântăm în numele Domnului și ne bucurăm de această ocazie de a ne închina împreună lui Dumnezeu în această după-amiază. Așa cum spuneam și dimineață, suntem veniți să în țară pentru a fi alături de familie, unul din nepoții noștri, chiar legământ cu Domnul în apa botezului dimineață și am venit să ne bucurăm împreună cu el, cu familia lui, cu rudeninile noastre apropiate și cu Biserica Domnului din locul acesta. Pentru că 13 suflete s-au hotărât să urmeze calea lui Dumnezeu și să mărturisească public credința lor. Este un prilej de bucurie mare să putem să vă revedem în perioada 2012-2014, când am locuit în România, în Oradia, biserica la care am fost de cele mai multe ori în perioada celor doi ani a fost aici, biserica dumneavoastră. A fost în multe biserici din România, din cele peste 3.000 de biserici pentecostale de aici, din țară, am fost în multe biserici, însă la dumneavoastră am fost de cele mai multe ori. Ne-am simțit întotdeauna bine frații slujitori de aici, fratele Nelu Filii, fratele Eusebiu, ceilalți frați păstori. Întotdeauna ne-au primit cu brațele deschise între voi și părtășia cu voi a fost una caldă ori de câte ori am avut ocazia să ne închinăm împreună lui Dumnezeu aici. Și ne aducem cu plăcere aminte de momentele frumoase, clipele binecuvântate petrecute împreună. Noi acum suntem în Atlanta, unde slujim Domnului, și de acolo, frații și surorile dumneavoastră, avem un grup frumos de Timișoreni la Atlanta. Vă transmit salutări sfinte și alese binecuvântări de la Dumnezeu. Salutul Bisericii noastre e un singur cuvânt, Maranata, și vrem să sune ca o exclamare puternică, născută din convingere credem din toată inima că Domnul Iisus Hristos este gata să vină pe norii cerului și dorința noastră pentru noi cei de acolo cât și pentru dumneavoastră cei de aici este ca Domnul să ne ajute pe toți să fim gata să ne întâlnim împreună cu Domnul pe norii cerului. În seara aceasta sunt și câteva din rudenile noastre am aici împreună cu mine un frate și o soră fratele Ștefan, el de la Moldova Nouă Daniela e de aici din Timișoara merge la o altă biserică Daniela este și împreună cu soțul, cu Ionel și cu fica lor, Adina. De asemenea, ne bucurăm să fim împreună în casa lui Dumnezeu și, și ei vă binecuvintează în numele Domnului Isus. Domnul mi-a pus pe inimă, gândindu-mă la ocazia din seara aceasta, o slujbă de evangelizare, să împărtășesc cu dumneavoastră câteva cuvinte despre mila lui Dumnezeu. Noi oamenilor, în general, nu ne place când cuiva este milă de noi. Chiar în anumite situații exclamăm, n-am nevoie de milă ta, nu trebuie să -ți fie milă de mine. Și chiar ne deranjează când cineva se uită cu compătimire către noi <coughs> într-o anumită situație. Că dacă am ajuns de milă celorlalți, nu este cel mai de dorit loc în care să te găsești. Nu? Asociem în general sentimentul acesta cu o stare de compătimit, cu o stare de nedorit în esență, nu? Cu toate că mila, atunci când este exercitată din partea cuiva către o altă persoană, este un sentiment de compasiune. Este o formă de a ne arăta umanitatea, de a ne arăta că ne doare, că ne pasă, suntem preocupați că nu trecem cu ușurință peste provocările cu care se confruntă semenii noștri. Ce este interesant că în scriptură, singurul mod în care noi oamenii putem să avem ceva de la Dumnezeu este prin mila lui Dumnezeu. Noi oamenii, atunci când este vorba de a ne raporta la Dumnezeu, indiferent în ce situație ne-am găsit, indiferent pe ce postură ne-am afla, noi nu-L putem impresiona pe Dumnezeu cu absolut nimic. Dacă vă uitați în dialogul care îl are Dumnezeu cu Iov, Cartea care descrie maniera în care trebuie să se comporte omul neprihănit în suferință a vorbit, au vorbit, a vorbit Iov, s-a tânguit, s-a plâns de suferința lui care a fost atât de mare încât cei șapte prieteni ai lui care au venit să... cei trei prieteni ai lui care au venit să-l viziteze șapte zile n-au putut să vorbească nimic. Se uitau la el și la necazul lui și atât de... Uh, uh, Impactați, atât de afectați au fost de condiția în care se găsea omul acesta, care să nu uităm că a fost cel mai cuvază om din tot răsăritul. Uh, un om care a fost contemporan cu Avram și despre Avram nu se spune treaba asta. Când i-au văzut necazul, n-au putut zice nimic. După aia au început și ei să vorbească. Au spus o mulțime de năzbâtii când au început să vorbească. A vorbit iară. Iov. La fiecare cuvânt pe care ei îl rosteau, el venea cum, cu o replică. Și apoi are loc un dialog cu Dumnezeu, când Iov își varsă focul inimii în fața lui Dumnezeu. Și atunci lea Dumnezeu la întrebări pe Iov. <laughs> Unde ai fost tu când? Care dintre oameni poate să stea în fața lui Dumnezeu și să pună ceva pe masa negocierilor, să-i ofere ceva în schimb lui Dumnezeu? Într-un loc în scriptură, Dumnezeu tranșant, radical, le spunea oamenilor: Ce ai tu, și să nu fi primit de la Dumnezeu? Putem noi oare să ne lăudăm cu ceva înaintea lui Dumnezeu? Nici de cum. Nici de cum. Dacă suntem puternici astăzi, puterea aceasta o primim de la Dumnezeu. Dacă putem să stăm în picioare, stăm prin Harul lui Dumnezeu. Dacă putem să nutrim gânduri de speranță, este datorită nădejdii, care vine tot de la Dumnezeu. Dacă putem să privim în jurul nostru și să a, construim vise, care uneori se năruie așa de ușor, visele acelea tot cu ajutorul lui Dumnezeu se nasc în mintea noastră. M-a avut un prieten sportiv. Îi plăcea să se îngrijească de el într-un mod mai aparte și știa cum să aibă grijă de trup. Am jucat, am jucat o dată golf împreună și eram oarecum invidios pe forma lui fizică. Și el, eu mergeam cu căruciorul acela pe care îl conduce și el spunea că nu, eu merg pe jos. Vin după tine. Într-o dimineață, la vârsta de 42 de ani, un bărbat perfect sănătos, fără să aibă nici diabet, nici tensiune, nici alte complicații de natură aceasta s-a dus să viziteze unul din proiectele pe care le supraveghea și când a intrat în casă, a căzut, a colapsat în casă și la 42 de ani s-a dus. A plecat. A lăsat multă durere în inimă. În inima familiei, în inima celor apropiați, în inima prietenilor care a avut o colaborare strânsă. Cu ce ești tu mai puternic sau mai în stare sau mai meritos dacă astăzi ești în viață. Dacă noi oamenii putem să avem ceva de la Dumnezeu, aceasta este numai prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu. Mila aceasta operează pe cel puțin două planuri. În fața omului neajutorat, mila lui Dumnezeu este oportunitatea soluționării problemei. Iar în fața omului care celebrează pe laurii victoriei, mila lui Dumnezeu este acel reality check, este acea confruntare cu realitatea că tot ceea ce suntem și avem este de la Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu ne putem lăuda cu absolut nimic. Aș vrea în seara aceasta să duc înaintea dumneavoastră câteva imagini din Scriptură, într-o predică tematică despre mila lui Dumnezeu. Și plecând de la exemplul acesta din cartea Iona, aș vrea să vedem în Scriptură câteva instanțe, situații în care mila lui Dumnezeu face diferența. Și cum mila lui Dumnezeu transformă, schimbă, oferă soluția cum prin mila lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează între oameni. Prima imagine este imaginea din cartea Iona, pe care am pus-o înaintea dumneavoastră în textul acesta pe care l-am citit la început. Cei care frecventați cu regularitate biserica sau citiți Scriptura, sunteți familiari cu istoria aceasta din Scriptură. Iona a fost un profet, un proroc al lui Dumnezeu. Se pare că Iona, a fost un proroc prin care Dumnezeu a avut mesaje de încurajare. Am citit ceva despre bărbatul acesta și unul din uh, autorii pe care am citit sugera că maniera în care l-a folosit Dumnezeu pe Iona ca și proroc a fost prin mesaje de încurajare, de zidire, de îmbărbătare. Și într-o dimineață Dumnezeu îi zice Iona, am un plan pentru tine. Trebuie să mergi la Ninive la cetatea cea mare și să duci un mesaj. Și Iona s-a supărat pe Dumnezeu înainte să știe mesajul. Probabil era fost foarte surprins când a aflat care a fost de fapt mesajul pe care Dumnezeu îl avea de transmis. Și știți ce face Iona? Când a auzit că Dumnezeu are un mesaj pentru Ninive și din experiența lui Dumnezeu prin el transmitea mesaje de încurajare, Azi, oamenii ăștia nu merită, domnul, un mesaj de încurajare. Ninive, era o cetate care era, avea, o reputație, era, avea reputație pentru cruzimea ei. Oamenii aceștia când mergeau și cucereau o altă cetate, decapitau bărbații când câștigau bătălia, decapitau bărbații și din capetele bărbaților făceau piramide la intrarea în cetate. Umplea groaza pe cei care știau că vor avea de-a face cu Ninive. Și Dumnezeu îi zice într-o dimineață lui Iona, Iona, am nevoie de tine, trebuie să mergi la Ninive și să duci un mesaj. Și Iona, fără să știe ce mesaj urma să, trimită, să transmită Dumnezeu, s-a urcat pe vapor și a plecat către Ninive. Uitați-vă pe hartă, dacă vă uitați unde a plecat, s-a dus la pol opus. S-a gândit el, Doamne, eu la Ninive niciodată. Până la urmă, constrâns de împrejurări, singurul om care a călătorit în burta unui pește. Vărsat de pește pe mal, cu o condiție fizică de acum de invidiat, <gură> merge și duce mesajul. Dumnezeu îi spune: "Iată acum trebuie să te duci totuși la Ninive și să duci mesajul." Și când îi spune Dumnezeu mesajul, probabil că lui Iona încep să-i tremure picioarele. Că, de fapt, Dumnezeu nu avea un mesaj de bine pentru cetatea aia. Iona trebuie de data asta, schimbăm placa, schimbăm procedura, schimbăm maniera de a comunica. Și te duci la Ninive și vei striga câte cât vor ține plămânii. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Biblia spune că s-a dus în cetate și a făcut drum numai de jumătate. S-a oprit pe la mijlocul cetății. Și a strigat, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Prima parte, vocea lui, a comunicat mesajul, și a doua parte, rezonanța acelui mesaj dur din partea lui Dumnezeu a făcut ca mesajul să fie transmis în toată cetatea. Și Dumnezeu s-a uitat la oamenii aceia. Mai marele cetății, împăratul, când a auzit acest cuvânt care venea din gura lui Dumnezeu, a strigat, ne vom smeri înaintea lui Dumnezeu. Și vom face un post cum nu s-a mai auzit niciodată pe pământ. Oamenii au mai postit până atunci. Însă este prima constatare în scriptură când s-a luat hotărârea ca și oamenii și animalele să nu mănânce nimic înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se întoarce din hotărârea lui și trimite harul acesta al mântuirii pentru Ninive și nu mai nimicește cetatea. Dumnezeu a primit rugăciunea celor oameni. Și în îndurarea Lui și în mila Lui, salvează acele 120.000 de suflete care s-au smerit înaintea Lui Dumnezeu și care au cerut îndurare de la Dumnezeu. Și Iona, foarte bucuros de rezultatul slujirii Lui. Nu știu ce evanghelist putea să fie așa cum, ar putea să fie așa cum a fost Iona ca la o predică din asta cu o singură propoziție să se întoarcă 120.000 de oameni și tu după aia să fii posomorât și trist că s-au întors 120.000 de oameni la Dumnezeu. Și Dumnezeu le ia pe Iona la discuție, dă, îi face exemplu acela cu curcubetele care i-a făcut umbră, umbrarul acela. Dacă vă uitați și că, căutați să vedeți cum arăta umbrarul pe care și l-a făcut, veți vedea care a fost minunea, că a fost o minune să crească plantele acelea într-o noapte. Și Dumnezeu a început să lucreze în mod supranatural pentru că, de fapt, negocia cu o inimă împietrită. Și vine la Iona dimineața și spune, Iona, s o uscat, nu? Îți pare rău? Da, bine, că-s mânios, dar el era mânios de acum și pe că i s-a uscat copacul și pe faptul că s-a pocăit ninivenii și pe faptul că Dumnezeu o schimba strategia de lucru, pe toate era mânios. Și Dumnezeu face o afirmație care zguduie istoria experienței umane. Spune, ție, ți-e milă de o plantă și mie să nu -mi fie milă de 120.000 de oameni. Inima lui Dumnezeu mișcă, bate pentru oamenii care mor în păcat. Pe Dumnezeu nu-L lasă indiferent această realitate cruntă, această realitate tristă. Nu știu ce mijloc de, tra de transport folosiți când mergeți la serviciu sau la școală sau pe unde călătoriți dumneavoastră în, ora în orașul acesta frumos, dar foarte aglomerat, însă în fiecare dimineață, în jurul dumneavoastră, sunt zeci de mii de oameni cu care dumneavoastră vă intersectați care mor și merg în iad. Un lucru de care aș vrea să vă aduc aminte în seara aceasta este că inima lui Dumnezeu bate pentru oameni aceștia. Că lui Dumnezeu îi pasă de ei. M-am uitat pe Google să văd câți locuitori sunt aici în zona dumneavoastră. Sunt undeva la 460.000 de locuitori înregistrați în Timișoara. Câte biserici evanghelice sunt în Timișoara? Nu știu statisticile astea. Știu că în România sunt undeva la 4% penticostal și apoi în mișcarea evanghelică toți ceilalți sub 4%. Probabil că undeva acumulat se adună către 10% de oameni care l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului. Și în aproximativ 20 de milioane, 19 milioane cât sunt în România. dar un milion 900 care au avut ocazia să-L mărturisească pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Pentru celelalte milioane de oameni. Fără a judeca experiența spirituală a vreunei persoane. Pentru că nu este treaba mea să judec starea în care se găsește o anumită persoană. Dar Biblia spune că singura manieră în care omul ajunge la mântuire este dacă îl mărturisește pe Hristos Domnul ca Domn și Mântuitor al vieții Lui și dacă se botează. Că Biblia spune că cine va crede și se va boteza. Va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Mila lui Dumnezeu se manifestă în nevoia omului de salvare, în nevoia omului de mântuire. Și aș vrea să revin și să vedem cum funcționează cele două dimensiuni. Sunt oameni care sunt într-o postură datorită stărilor sufletești de plâns. Am vizitat o dată o închisoare, aici în România, n-ar rost să vă spun unde, și interesant că toți erau închiși pe nedrept. Nu era niciun închis pe drept acolo. La toți s-au greșit, au ajuns accidental. Și am mers și în America. Să știți că problema este 100% la fel. Când stai de vorbă cu ei, fiecare are povestea lui. Noi nu judecăm să evaluăm procesul juridic, dar am cunoscut poveștile și dramele unor oameni care smulgeau părul de pe cap datorită unor decizii proaste pe care le-au făcut. Datorită unor momente de slăbiciune, când sub influența alcoolului sau altor substanțe care întunecă mintea oamenilor, au făcut acte nesăbuhite și au ajuns să fie ascunși în spatele gratiilor și stau și mâncă pâinea regretului în fiecare zi. Vreau să vă spun ceva, că Dumnezeu nu este ținut afară de porțile închisorii. Dumnezeu nu este, mila lui Dumnezeu nu este oprită de starea nenorocită în care se, găsește un, se găsesc unii oameni care au făcut lucruri grozave, care sunt un pericol pentru societate. Lui Dumnezeu este milă și îi caută și pe cei mai periculoși indivizi care se perindă sau care trăiesc printre oameni astăzi. Însă, în spatele costumelor de business, business outfits, a unor oameni îngrijiți, care sub zâmbetul diplomatic poartă povești pe care nu le pot spune nimănui, care datorită profesionalismului locului de muncă nu pot să vorbească despre falimentele lor, care poate n-au cu cine să stea de vorbă, care poate după ce își dau jos hainele de lux pe care le poartă, trăiesc lacrimile deznădești și descurajării, Oameni pe care dacă îi evaluezi de la distanță, sunt de invidiat. Ai dori să fii ca ei. Să care port, poartă în suflet drame la fel de dureroase ca și cei care se găsesc ascunși de societate. Să știți că mila lui Dumnezeu îi caută și pe aceștia mila lui Dumnezeu îi caută și pe aceștia eram la un restaurant într-un rest, într oraș aglomerat din Statele Unite și eram cu un coleg pastor, era puțin mai în vârstă decât mine și stând la masă povestesc cu el, îi face un semn la chelner și îl cheam acolo ce vreau să vorbesc eu cu tine și și el lea direct, îl cunoști pe Domnul Iisus îmi dai voie să mă rog pentru tine. Și omul s-a plecat așa smerit și păstorul și-a pus mâinile peste el și a început să se roage acolo pentru el în restaurant. Și am văzut cum sub bărbie se unesc lacrimile. Pentru că pastorul ăsta care am fost nu l-a cunoscut, nu știa cine este omul ăsta. Nu l-a întâlnit niciodată în viață, era oaspete în orașul acela aglomerat cu milioane de oameni. început să mijlocească pentru o problemă specifică cu care se confrunta omul ăsta, pentru că Duhul lui Dumnezeu îi spusese omul ăsta are nevoie de asta. Și acolo la masă, omul acesta a invitat să-L primească pe Domnul, a fost invitat să-L primească pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. O soră de aici din România a venit în statul Florida și erau împreună cu niște prieteni pentru câteva zile de odihnă, și s-au dus la restaurant și a luat o tânără care servea la masă și i-a spus, pot să mă rog pentru tine? Și a început să roage pentru ea. Și femeia de aici, din România, se ruga în limba română și cineva traducea rugăciunea. Și în timp ce femeia asta mijlocea pentru fata aia care îi servea la masă, a început să plângă înaintea lui Dumnezeu. Și nu știa cum să le mulțumească la acești călători din România. Care au venit în concediu în Florida, pentru că s-a rugat pentru ea. Dumnezeu îi caută pe oameni. Și dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Indiferent de starea în care s-ar găsi omul, inima lui Dumnezeu bate pentru fiecare individ care trăiește pe fața Pământului. Pentru că declarația pe care o găsim în Scriptură. Este că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu se uită la fiecare individ, în funcție de starea în care se găsește, Dumnezeu fie se bucură, fie este milă. Un al doilea exemplu din Scriptură la care aș vrea să vă chem să ne uităm împreună, unde se manifestă mila lui Dumnezeu, este vindecarea trupească, vindecarea trupului, nevoie de tămăduire. În Evanghelia după Matei, în capitolul 20, versetele 29 până la 34, ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetele 29 până la 34. Când a ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige: Ai milă de noi, Doamne fiul lui David! Gloata îi certa să tacă, dar ei strigau, dar ei mai tare strigau: Ai milă de noi, Doamne fiul! lui David. Iisus a oprit, i-a chemat și le-a zis, ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Asta ce spune următorul verset. Lui Iisus, I s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și-au mers după el. Mulțimea aceea de mare de oameni care mergeau către Erihon urmau să fie martorii celui mai frumos mesaj de răscumpărare, de binecuvântare, dacă vreți, din partea lui Dumnezeu. Pentru că Hristos, Domnul, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și am spune noi că obiectivul principal al lui Hristos este mântuirea, răscumpărarea oamenilor. Și probabil că în mulțimea aceea mare de oameni care îl înconjura pe Domnul, nu știm că Scriptura nu ne spune câți erau. Urmau în goană împreună cu Hristos către Ierihon. Pentru că la Ierihon erau multe suflete de câștigat pentru împărăție. Însă maniera în care Hristos stabilește prioritățile îi aparține lui în exclusivitate sau stabilirea priorităților îi aparține lui în exclusivitate. Noi oamenii am putea stabili o ordine a priorităților și am spune că un lucru este mai important decât celălalt. Dar Biblia ne spune că Hristos a oprit când a auzit strigătul acelor orbi, acelor oameni care aveau nevoie disperată de Dumnezeu. Și a fost milă de ei. A fost milă de ei. Atunci când oamenii traversează perioade de suferință, mai ales noi, copiii lui Dumnezeu, Diavolul vine la nivelul minții și încearcă să ne înduplece, să credem minciuna lui. Și adesea auzim credincioși care în teascul suferinței se îndreaptă glasul către Dumnezeu și rostesc cuvintele primite din șoapta vrăjmașului. Doamne, unde ești? Ai uitat de mine! Îmi este atât de greu în teascul suferinței! zi un cuvânt, fă un semn să știu că ești aici. Am nevoie de un cuvânt de la tine. Am întâlnit o familie care a îngrijit de cineva, o persoană care în urma unei răcele a paralizat și a rămas peste 35 de ani, nu mai știu, 35 sau 37 de ani, a rămas paralizată în pat și după vârsta aceasta s-a stins, după perioada aceasta s-a stins. Peste 35 de ani soțul a îngrijit de ea, soția lui. A avut un copil. Și după ce s-a născut copilul, a venit perioada asta de boală, superficială, orăceală, care a pus-o în pat, această femeie și a rămas la pat toată perioada de timp. Doamne, unde ești? Unde ești când sufăr? Unde ești în mijlocul necazului meu, în mijlocul frământării mele? Să nu mai zic de câte ori nu ne lamentăm noi înaintea Domnului și aducem aminte Domnului de faptele pe care le-am făcut noi, de, ca, de parcă faptele noastre ar face vreo diferență. Cumva vrem să punem pe cântarul lui Dumnezeu, pe masa negocierii, faptele noastre bune și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, eu am fost un om credincios. A strigat Dumnezeu într-o zi și va răspunde neprihănitul OF. Care în teascul încercării. Îndemnat până și de cel mai apropiat om din viață. Să-l blesteme pe Dumnezeu. A strigat Domnul a dat. Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Va ridica un pavel care va zice la glasul Mântuitorului: Am făcut decizia radicală de a-l urma pe Hristos, necondiționat. M-am rugat să-mi ia trece și am cerut: Doamne, îndepărtează treaba asta. Și Dumnezeu i-a răspuns: harul meu îți este îndeajuns. Harul meu îți este îndeajuns. se va ridica ca și martor în ziua aceea și va zice cu un impediment crozav de vedere. Am scris o treime din Noul Testament transmițând mesajul dragostei lui Dumnezeu generațiilor care urmau să vină după mine. Pentru că mâna lui Dumnezeu scria prin mâna lui Pavel cele mai frumoase cuvinte de dragoste care urmau să fie rostite vreodată. Și duminică de duminică, de 2000 de ani, să nu mai vorbim slujbele din timpul săptămânii sau în bisericile tradiționale, slujbele zilnice în care este citită Evanghelia, cuvintele scrise de mâna iscusită a omului care s-a rugat să i se rezolve problema, dar nu s-a rezolvat. Să știi că mila lui Dumnezeu nu înseamnă soluție după planul pe care eu îl am sau după așteptările pe care eu le am. Eram într-o perioadă mai delicată și a intrat în biserică la noi un bărbat într-un cărucior cu rotile. S-a auzit o voce gravă, așa puternică. Așa vorbește Domnul. Și din căruciorul acela se auzea glasul lui Dumnezeu care descoperea conversația pe care am avut-o cu soția în cameră înainte de a veni la biserică. Și îmi răspundea Dumnezeu la fiecare afirmație pe care am făcut-o în conversația Să vreau să aduc aminte seara asta Că Dumnezeu nu stă nepăsător față de situația ta. Indiferent cât de gravă este problema cu care te confrunți, lui Dumnezeu este milă. Și mila lui Dumnezeu se manifestă în mijlocul necazurilor și suferințelor noastre. Sunt aici oameni care ați experimentat vreodată vindecare supranaturală, miraculoasă. Binecuvântat să fie Domnul pentru toate mâinile ridicate. Nu trebuie să ridicați mâna, însă cred că sunt și oameni care așteaptă vindecarea Lui Dumnezeu. Care încă așteptați atingerea Lui Dumnezeu. Un lucru pe care l-am înțeles din Scriptură este că atunci când Dumnezeu vinde, că El nu face... Pentru a face spectacol, pentru a face show, pentru a, pentru a pune în uimire mulțimi de oameni. Că Dumnezeu este capabil, este în stare. El este în stare! În luna decembrie anul 2016, 15, la Biserica Golgota din Chicago, împreună cu un grup de frați, am început să ne rugăm pentru persoane care erau bolnave și care aveau nevoie de atingerea Domnului. A venit un bărbat care avea ligamentele rupte, erau uh, nici nu putea, de-abia stătea pe picioare, se ridica greu, de-abia se putea era aproape imobilizat. Și în urma rugăciunii cu punerea mâinilor a început omul ăla să sară, eu n-am văzut om să sară așa în biserică. Și striga, m-a vindecat Dumnezeu, m-a vindecat Dumnezeu, m-a vindecat Dumnezeu. Au fost sudate ligamentele sub mâinile oamenilor care s-au rugat pentru el. În spate era o soră care are origini de aici, din Timișoara, sora Ildi, cu o fetiță care era în proces de diagnosticare. S-a făcut o umflătură în zona gâtului la fetița aceasta care era sub vârsta de 2 ani și sora Ildi era acolo în spate, era rușine să vină cu fetița, nu vrea ca frații să vadă că fetița ei are o problemă. Era cumva rușinată de necazul pe care îl are. Și vine un cuvânt din partea Domnului pentru frate care era de undeva din județul Bihor și spune pentru femeia care este aici și care este rușine să vină cu fetița în față. Iată cuvântul lui Dumnezeu, astăzi mă ating de ea, și chiar dacă medicii vor zice cancer, eu am hotărât să-i dau sănătate. Și spunea fratele, pune mâna pe umflătura fetiței. Și dintr-o dată se aude un strigăt în biserică a unei mame pline de bucurie că sub mâna ei s-a desuflat umflătura care era la gâtul fetiței. Pentru că ăsta e Dumnezeul pe care noi îl slujim. Binecuvântat să fie numele lui. A venit un frate odată în față și spunea m-au diagnosticat cu cancer în faza 4 și mi-au spus că șansele de supraviețuire sunt sub 30% și prospectul pe care mi l-au dat doctorii este ca în următoarele 3 luni situația să se agraveze și posibil să mor dacă nu fac nimic. Și s-au rugat frații și după câteva săptămâni a venit în fața bisericii și a spus fraților, eu am făcut o promisiune lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mă vindecă de cancer, am să fac cu tare lucru pentru Domnul. Și Dumnezeu s-a atins de mine și m-a vindecat. O persoană jurul vârstei de 70 de ani. Din puțina mea experiență pot să continui cu lista și să vă spun despre oameni care au văzut puterea lui Dumnezeu în vindecare. Pentru că ăsta e Dumnezeu care poate să vindece dar știți de ce vindecă Dumnezeu? Dumnezeu vindecă oamenii pentru ca tu și eu să putem să credem că așa cum vindecă trupul, ne vindecă și Duhul binecuvântat să fie numele Lui. Și așa cum ia boala trupească, el ia și boala duhovnicească a păcatului și a fără de legii. Și asta nu vă spun că așa mi-a venit mie să vă spun în seara aceasta, într-o situație, le spunea Domnul celor care erau uimiți de declarația lui Hristos că păcatele sunt iertate. Pentru ca voi să credeți că Fiul omului are putere să ierte oamenilor păcatele lor, ție spun, a zis el slăbănogului, ridică-te și umblă. Și dintr-o săritură omul acela a fost în picioare, pentru că ăsta este Dumnezeul pe care noi îl slujim. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar vreau să spun că chiar dacă boala ta nu s-a vindecat, Asta nu înseamnă nici că credința ta este prea mică, nu înseamnă nici că ești un om care trăiești în fără de lege și păcat și din cauza aia Dumnezeu nu te ascultă, nu înseamnă nici că pune tu ce vrei după acest că. Pentru a sumariza, pentru a sintetiza scuza pe care o auzi în fiecare zi în mintea ta. Ci mai ia și alt lucru în considerare că Dumnezeu știe ce este mai bine pentru tine. Un prieten meu era foarte supărat, când m-a auzit toată că am făcut o afirmație de asta, l-am văzut, zice, frate, duci în rătăcire oamenii, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie vindecați. Sunt exemple suficiente în Scriptură în care Dumnezeu a hotărât ca persoana să nu fie vindecată. Dar faptul că tu nu te vindeci și ai strigat către Dumnezeu, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate. Și asta nu înseamnă că lui Dumnezeu nu-i pasă. Pentru că lui Dumnezeu este milă de tine. Și mila lui se manifestă față de tine în faptul că îți păstrează mintea întreagă, în faptul că îți păstrează credința vie. În faptul că îți mai poți ridica glasul către cer și să-L numești Dumnezeu atotputernic. Și El operează în inima ta, în mintea ta, prin, în mod supranatural, ca tu să poți să rămâi în credință, să rămâi în el. Este un bărbat din Australia, fără mâini și fără picioare. L-ați văzut și voi că au fost obătut toate scenele și de prin România și din lumea întreagă. Și le iau oamenii, îl invită corporațiile mari să încurajeze personalul care au dezamăgiri. Și vine omul ăla, dacă l-ați văzut pe scenă, și spune cât de bine cuvântat este el și ce viață frumoasă are. Și cum Dumnezeu își proslăvește viața prin condiția cu care se găsește el. Pentru unii Dumnezeu are ca soluție vindecarea, însă pentru alții are, are ca, ca și obiectiv, are ca și soluție proslăvirea numelui său în teascul suferinței. Datorită slujirii pe care o fac, am intrat în casele multor oameni în suferință. Și vreau să vă mărturisesc în seara aceasta că au fost nu puține ocazii când am plecat eu, în bărbătat de credința celor oameni care erau în teascul suferinței. Am auzit rugăciuni frumoase de proslăvirea numelui Lui Dumnezeu. În teascul suferinței s-au născut cântări înălțătoare. Sunt cântări aici pe care noi le cântăm. Îmi place o cântare și o mai când din când în când, când am ocazia. Facă-mi se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Voia Ta să se împlinească neștirbit în viața mea. Și dacă cumva am vreun plan, am vreo strategie, am vreun gând să schimb voia ta, printr-o lovitură sfară mă, schimb-o. Știți că cântarea asta a fost compusă sub a asupritori a gardienilor care îl persecutau pe Nicolae Moldoveanu? Îl călcau în picioare și el cânta. Primea de la Dumnezeu, în teascul necazului, suferinței, această perlă frumoasă. Sunt cântări pe care noi le cântăm, cântări de îmbărbătare, de încurajare, scrise în con, din condeiul care a fost acoperit de lacrimi. Pentru că Dumnezeu știe mai bine decât știu eu ce este mai bine pentru mine. Aș vrea să spun ceva. Dacă ești în teascul suferinței, să știi că lui Hristos este milă de tine. Pe Hristos îl doare suferința ta. Hristos vede lacrimile tale. Hristos vede necazul tău. Va veni ziua izbăvirii. Va veni ziua în care mâna Lui va aduce o schimbare situației tale. Pentru binele tău etern, rămâi credincios lui Dumnezeu, pentru că El este acolo, lângă tine. Un alt o altă situație în care se manifestă mila lui Dumnezeu, pe care o găsim în Scriptură, este surprinsă în Evanghelia după Marcu. Eu vreau să citesc versetele 1 și 2 din capitolul 8. Evanghelia după Marcu, capitolul 8. Versetul 1 și 2. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și nu avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Mila lui Dumnezeu se manifestă față de nevoile noastre curente de viață de fiecare zi. Mulțimea aceasta de oameni care au venit să-L asculte pe Domnul Iisus Hristos aveau în inima lor dorința de a-L asculta, de a auzi cuvântul binecuvântat de la Dumnezeu. L-au ascultat pe Domnul. Și când s-a gătat ziua, putea Domnul să le zică foarte frumos, cu harul și pacea Domnului, adunarea este liberă. Și fiecare să meargă în drumul lui. Fiecare să se ducă în drumul lui. Să Domnul Iisus Hristos n-a rămas insensibil față de nevoile celor oameni. În 2010, după ce a fost acel uh, cu tremur devastator în Haiti, atunci, situația politică era mai liniștită, cel puțin aparent, împreună cu un grup de frați. Am mers să vedem o biserică care a fost dărâmată de cutremur și să vedem în ce fel putem să ajutăm pe oamenii ăștia să-și reconstruiască biserica. Ne-am dus într-un sat, într-un orașel mic, poate e mare pentru ei acolo, dar... Pentru noi părea un orășel mic, Jagmel City. Și am urcat pe o coastă și am văzut ruinele acelei clădiri și -i aveau deja un teren cumpărat și ne-am apucat de construcție. Împreună cu frații care am fost acolo, am muncit o săptămână, am pus ce am putut pune împreună și am făcut fundația, urmând ca o altă echipă să vină săptămâna următoare și să continue proiectul acela și s-a construit o clădire frumoasă. Și a multe comunități din Europa, din America, de frați credincioși, cred că 10 biserici au fost implicate în proiectul ăsta și s-a făcut o clădire frumoasă. Însă după ce am terminat prima săptămână de lucru împreună cu grupul de frați cu care am fost acolo, ne-am oprit în capitală, în Porto Prins, o biserică penticostală, să ne închinăm împreună cu ei la slujba de seară. Erau cam 2.000, 3.000 de oameni adunați într-o curte. Clădirea le era dărâmată, și am întrebat pe păstorul bisericii care e situația acestor oameni. Și mi-a zis, ai văzut pe stradă corturile ale albastre. Erau niște prelate, așa, albastre, care le punem noi când se sparge țigla la casă sau dacă avem o urgență să nu ne ploaie. Ai văzut că erau făcute niște corturi din prelate. Erau o puzere de ele. Când am văzut că o mulțime mari, nu le puteai număra să-ți dai seama cât erau. spunea fratele, cam 80% din oamenii ăștia stau în corturile alea. Seara aia a fost o seară în care mi s-a frânt inima înaintea lui Dumnezeu. S-a ridicat biserica înaintea Domnului și au început să cânte. Cunoșteam cântări, că erau, le cântau în limba franceză, însă cântări pe care le cântăm și noi. Și una din cântările care au cântat-o și se... așa, vibra curtea aceea în care erau adunate miile astea de oameni, erau de așa avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt pe tonul meu armonie spre slava celui bun și sfânt. I-aș mulțumi de ce a făcut cu mine fiul cel pierdut. Eu nu știu, nu înțelegeam în limba lor o franceză de asta stricată, încurcată cu limba lor de acolo locală. Oamenii aia care erau amărâți și care stăteau în niște corturi, săteau sub niște prelate pe care le-au dus Națiunile Unite. Cântau cât îi ținea gura. Că dacă aș mai avea limbi, aș mai cânta mai tare și l-aș binecuvânta mai tare pe Dumnezeu. Am umblat în lumea treia, în multe locuri, cu Evanghelia, în Africa, în mai multe țări. Și am văzut un contrast între starea de sărăcie și bucuria în închinare. Izbitor. Și de fiecare dată când mergem în călătorii de genul ăsta, venim așa, înflăcărați, înapoi acasă, lucrările pe care le-a încredințat Dumnezeu să le facem pentru gloria Lui. Pentru că nu pâinea determină lauda și dragostea de Dumnezeu. El a făcut o promisiune că el ne va da hrana cea de toate zilele și îmbrăcămintea nu ne va lipsi. Sunt încă oameni care mor de foame pe planetă și e greu de imaginat lucrul acesta. Statisticile sunt sumbre când ne gândim la treaba asta. Citeam o statistică care spunea că doar cu mâncarea care se aruncă la restaurante în America se poate rezolva problema foamei în Africa. Mâncare care nici măcar n au voie să o dea alături. Dacă mergi și spui că crești porci. Și vrei să-ți o dea, alături nu au voie să-ți o dea, trebuie aruncată. Sunt momente în viață când ne confruntăm cu lipsuri, cu neajunsuri. Și poate cu toate că situația noastră arată roz în afară, numai Dumnezeu știe detaliile problemei noastre. Ce aș vrea să vă aduc aminte în seara asta este că Dumnezeu nu tratează cu indiferență problema ta. Indiferent în ce situație te-ai găsit. O asistentă, o soră care lucra la spital a venit la mine și cu ochii în lacrime frate, m-au dat afară de la locul de muncă. M-am rugat pentru o femeie la spital și m-a prins cineva care era de asta împotriva Credinței în locuri de genul acesta. Și mi-a făcut, mi făcut o plângere către departamentul care se ocupa de, de angajați și mi-au mi desfăcut contractul de muncă. Și mi l-au făcut în așa fel încât eu nu mă mai pot angaja. Am făcut atâția ani de școală și nu știu ce o să fie. Ne-am rugat acolo în biserică câțiva frați. O rugăciune scurtă, simplă. Și după două săptămâni la una din slujbele bisericii, a venit din nou sora să vorbească cu noi și a zis, frate, domnul a deschis o ușă mai largă. Și din ceea ce părea un necas pentru mine, de fapt, Dumnezeu avea în plan să mă promoveze. Și m-a angajat o altă clinică și lucrez în altă parte și salarul este mai mare și nici stresul la locul de muncă nu mai este cum era dincolo. Și Dumnezeu îi pasă Dumnezeu este preocupat de frământările tale, indiferent care sunt ele. David Young Gicheo, probabil ați auzit mărturia acestui pastor din Corea de Sud, pastorul celei mai mari biserici evanghelice din lume. Construia biserica la glasul lui Dumnezeu. Și au comunicat cei care se ocupeau de construcția proiectului că nu mai au resurse, el, sub presiunea, a mărturisit lucrul acesta la București, la o întâlnire la care a fost prezent. Sub presiunea neajunsurilor și proiectului mare pe care l-avea depurtat pe, umăr, pe umeri, a intrat într-o depresie grea și a zis, am să-mi pun capăt zilelor. S-a urcat și a închiriat o cameră la un hotel undeva în Seul, unde a găsit mai sus? S-a pus pe genunchi și a făcut o rugăciune și a spus lui Dumnezeu, Doamne, proiectul ăsta este a Tău. I-a dat Domnului un timp și a spus Domnului, dacă nu o să intervi până la ora cu tare, am să sparg unul din geamurile astea și mă arunc. Și Ion Ghiceu va fi doar o poveste și va fi o dramă tristă. Pastorul care s-a sinucis din cauza neajunsurilor din biserică. Cu câteva minute înainte să bată țagărul ultimelor secunde, se aude o bătaie în ușă. Șocat. cine e la ușă? S-a la ochi și a șters plânsul și s-a dus să deschidă ușa. Când a deschis ușa, în fața ușii, la camera de hotel, era o bătrânică care avea pe mână o blană. S-a uitat la ea și n-a știut ce să, cum să înțeleagă și am curios, a întrebat despre ce este vorba. Și mi-a zis, m-a trimis Dumnezeu să-ți dau blana asta. Dar de unde ai știut că sunt aici? N-am spus la nimeni că am să mă duc și ce am să fac. Mi-a dat Dumnezeu adresa și a scos femeia aceasta o bucată de hârtie pe care avea primit adresa de la Dumnezeu și numărul de cameră unde se găsea pastorul depresat. Datorită neajunsurilor și lipsurilor. Și blana aceea a fost, au fost primii 2000 de dolari pe care Dumnezeu vrea să-i dea pentru a-l scoate pe omul acesta din starea în care se găsea. Și a adus aminte că, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu. Aș să spun că tu ești copilul lui Dumnezeu. Și primul interes pentru întreținerea ta, l-are tatăl tău. Lui Dumnezeu îi pasă de situația în care te găsești, lui Dumnezeu îi pasă de starea ta, lui Dumnezeu este milă. Și Dumnezeu nu va rămâne nebăsător. Dacă va trebui, va trimite corbi. Cărora le va da porunca să găsească carne comestibilă. Că spunea cineva că i-a adus lui Ilie carne de mortăciuni. Povești că Dumnezeu nu și urma să-și hrănească prorocul cu carne de mortăciuni. Și au adus corbii mâncare la glasul lui Dumnezeu, pentru că ăsta este Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie în numele Lui. Dumnezeu nu rămâne nepăsător la nevoia ta. Pot să fie perioade de încercare în care Dumnezeu te încearcă, îți încearcă credința, te încearcă să vadă în ce fel te încrezi în El. Dacă ar fi să vorbesc despre purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, am o listă lungă de exemple în care Dumnezeu a făcut minuni care sunt greu de crezut. A zice omul ăsta și-a pierdut mințile, vorbește prostii. Dar atât pot să mărturisesc înaintea dumneavoastră pentru slava lui Dumnezeu, că Dumnezeu aude glasul rugăciunii poporului său binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu este acolo. Vede. Dar nu numai că vede și se uită sadic la problema ta. Lui Dumnezeu este milă. <coughs> Neajunsul tău nu-L lasă liniștit pe Dumnezeu. Mai este o situație. A venit un om la Domnul... Mășel în Evanghelia după Marcu, capitolul 9. E un text mai lung, merită lecturat ca să înțelegem cum operează inima lui Dumnezeu. Evanghelia după Marcu, capitolul 9. De la versetul 14 în jos. Trebuie să rămâneți așezați. Să citim această situație din Scriptură. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod în prejurul lor și pe cărturari, întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat și a alergat la El să-i se închine. El a întrebat despre ce vă întrebați cu ei. Și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O, neam necredincios, le-a zis Isus. până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Isus, Duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea, făcând spumă la gură. Isus a întrebat pe tatăl lui, Câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fieți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și a zis, Duh, mut și surt, îți poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând, scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau a murit, dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Isus în casă, ucenicii lui l-au întrebat, noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Știți când îi mai este milă lui Dumnezeu de oameni? Când oamenii sunt munciți de cel rău și sunt munciți de duhuri necurate. Hristos niciodată nu se va uita la o persoană posedată de un duh necurat sau influențată de un duh necurat să-i spună așa trebuie. Așa facem noi oamenii. S-a jucat cu focul, nu, cum a treaba lui. Și ne împachetăm frumos hainuțele sau bagajul și luăm fiecare pe drumurile noastre. Mi-aduc aminte de o lucrare de asta, de liberare. A fost cu mai mulți frați și ne-am rugat. A plecat Duhul acela. Persoana s-a liniștit în seara aceea. Să următoarea seară ne-a spus, ne-a sunat tata să mai venim, dacă se poate, să ne mai rugăm cu ei ca familie, că mai au un copil, că mai, să mai petrecem timp în familia lor. Am întrebat de fată dacă s-a mai manifestat și mi-a spus, au mai fost niște reacții. Um. Am sunat pe frați. Fraților, ne cheamă fratele să mergem din nou, să ne rugăm. Și unul din frați mi-a zis, fraților, mergeți voi. Eu nu mai vin, că am făcut pană la amândouă roțile aseară când am venit de acolo. Și îl mustră Domnul pe satana. Că dai două cauciucuri pe un suflet de om. Să știți că Iisus nu stă nepăsător. Atunci când un duh necurat e pe cineva drag de-al tău sau pe tine însuți. Lui Iisus îi pasă. Omul acela a zis, dacă poți să faci ceva, fie milă și fă ceva. Hristos a dus și a făcut ce trebuia făcut. O zi un predicator, poate și sunteți unii familiari cu el, Don Dickerman din Statele Unite, care îți spunea că Problema eliberării nu este o problemă de autoritate, ci este o problemă de adevăr. Pentru că noi nu avem autoritate asupra demonilor, asupra duhurilor necurate, dar suntem în posesia adevărului care are autoritate asupra puterii întunericului. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu! Sunt atât de mulți oameni legați astăzi și sunt atât de puțini oameni care să simpatizeze cu necazul, cu, cu, problema, cu starea în care se găsește persoana respectivă. Era o persoană pe care părinții o țineau închisă într-o cameră, era un apartament de ăsta, vagon și ultima cameră, o țineau încuiată pentru că se manifesta foarte urât. Și părinții nu numai că nu vreau să vadă nimeni fata aceea, dar nici nu vreau să aibă nimeni de-a face cu ea. Și fata era, de fapt, de fapt, muncită de un demon, de un duc necurat. A intrat Hristos până în ultima cameră din, din, din apartamentul de tip vagon. Și de acolo a ieșit fata limpede, a ieșit fata liniștită, pentru că ăsta este Hristosul pe care noi îl slujim, binecuvântat să fie numele Lui. Diavolul nu are stăpânire asupra inimii predate lui Hristos. Și când un om își predă viața lui Hristos... Diavolul trebuie să-și facă bagajutele și să plece de acolo. Pentru că acolo urmează să fie instalat de drept Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și vine Hristos și se uită la om și îl întreabă ce vrei să fac. Depresia este una din problemele generației contemporane, generației noastre. Să de multe persoane care sub presiunea lucrurilor multe pe care vrem să le facem într-o zi. Cedează, Știți că Hristos se uită cu milă la cei care sunt doborâți de problemele vieții, de necazurile ei. Hristos are o soluție. Aș vrea să vă invit cu respect să stăm ridicați în picioare. E frumos să vorbim de alții. Sau poate nu chiar așa frumos, dar e mai ușor să vorbim de alții. Un păstor întreba dată: avem nemți în biserică, români erau, că era... și au ridica câțiva mână, avem. Avem unguri și au ridicat câțiva maghiari mână. Avem evrei și nu au ridicat nici nimeni mână. și zis, nu, atunci să vorbim de evrei. Că e mai ușor să vorbești de alții, nu? Însă a venit Hristos în seara asta la poarta cerului să vorbească cu tine. Și Hristos aici vrea să aducă aminte că Lui este milă de tine. Este milă de mine indiferent de situația în care te găsești, dacă datorită mulțimii păcatelor pe care le-ai făcut, îți este greu să privești către Dumnezeu. Poate vine vrăjmașul și îți spune, tu mergi în iad și are dreptate. Tu vei merge în iad dacă nu rezolvi problema păcatelor tale, făcute în ascuns pe care poate nu le cunoaște nimeni. Dar este aici cineva care vine și spune că mi-am întins într-o zi mâinile pe lemnul crucii ca păcatele tale să fie iertate și acel cineva este Fiul Dumnezeului celui viu, cel prin care toate lucrurile pe care le vedem au fost create, binecuvântat să fie numele lui. Despre el, spunea Apostolul Pavel, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie gloria în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dacă te găsești într-o stare de păcat și fără de lege, când oamenii nu-ți mai dau nicio șansă. Când ai auzit atâția oameni care ți-au spus că ești un ratat și pentru tine nu se mai poate face nimic. Că ești un nimeni. Că nu poți să treci peste problemele pe care le ai. Că ești o eroare. Că ești un, un om care și-a bătut joc de viață. Este cineva aici care spune am venit în seara asta pentru tine. Vreau să schimb viața. Vreau să schimb destinul. Îmi pasă de soarta ta. Vreau să iau păcatele tale în urmă cu 2000 de ani la Calvar, le-am purtat și pe tale. Așa vrea să-ți spună Hristos în ziara asta. Pentru că asta este realitatea incontestabilă a Scripturii. N-ai vrea să-ți ridici capul, să te uiți către El și să-i spui, Doamne, sunt și eu aici. Și îți mulțumesc că în mila Ta ai venit să mă cauți și pe mine. Hristos vrea să-ți dea mântuire, vrea să-ți salveze sufletul. Hristos nu te vrea în iad, Hristos te vrea în împărăția cerurilor. Pentru că el a venit să caute și să mântuiască elita societății, nu? Pe cei care nu aveau nicio problemă. Pe cei care și-au demonstrat că merită să ajungă în cer. Nu, el a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și între acel ce era pierdut, poate de găsești și tu și a venit după tine, Hristos. Nu ai vrea să te uiți la ochii lui, să te uiți la privirea aia blândă care poate să schimbe destinul și să-i spui, Doamne, mă găsesc și eu aici și îți mulțumesc că în mila ta este loc și pentru mine în împărăția cerurilor. Poate ai o problemă de sănătate. Și medici, dacă ar fi aici, și să fie toți medicii de la Spitalul Județean, să-i aici pe stage să se uite pe, pe scena aceasta, să se uite peste sală, Niciunul n-ar putea stabili. Poate unii dintre ei, după o experiență mai lungă de timp, ar putea să bănuiască că ar fi ceva. Să cel care cunoaște ce se întâmplă cu tine e Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Și El în seara asta se poate atinge de tine. Ai nevoie de vindecare? Poate ai să strigi și tu cum o strigat o soră în America. Merit să mor, merit să mor, merit să mor. Dar ce ai făcut, soră? Am vorbit cu tare lucru, am făcut cu tare lucru și merit să mor. Și în îndurarea lui, Hristos și-a întins mâna către ea și a scris viață și a rămas mamă între cei, tri, între cei cinci copii lor. Pentru că Dumnezeu avea o altă părere. Meritul acela de moarte l-a luat Hristos asupra Lui. Și omul lui Dumnezeu, Isaia, cu 700, înainte, cu 700 de ani înainte de cruce, scria că prin rănile Lui suntem tămăduiți, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. În seara asta te invit să te uiți către El. Striga un păstor odată undeva aici în România, că cine nu se atinge, se stinge. Și nu știam ce vrea să zică. Dar el se referea la femeia aia, care s-a strecurat printre mulțime, care era pe punctul să moară. Și a venit și s-a atins de poala lui Crist, lui Hristos. Și a plecat vindecată. Pentru că asta este Hristos, Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. N-ai vrea să te atingi de El în seara asta? Eu nu știu problemele tale de sănătate, eu nu știu cu ce te confrunți. Dar știu că Cel care s-a prezentat în mijlocul bisericii sale, Așa cum a promis Scriptura că aici sunt mai mult decât doi sau trei adunați în numele Lui și El este aici în mijlocul nostru, se poate atinge de tine. Și mai mult decât atât a venit aici pentru tine, te caută. Pentru că îi pasă de soarta ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de suferința ta. El nu vrea ca tu să pleci de aici așa cum ai venit. Vrea să pleci de aici cu o poveste nouă, cu o mărturie nouă, cu o cântare de laudă pe buză pentru prosăvirea numelui lui Dumnezeu. N-ai vrea în seara asta să te atingi de El, o, Doamne, atinge de de noi în numele Domnului Isus Hristos. Dacă sunt aici persoane care au nevoie de vindecare supranaturală, eu nu știu care este ziua pe care a hotărât-o Hristos. Dacă nu-mi descoperă El, sunt situații când Dumnezeu descoperă celor care slujesc anumite lucrări specifice. Dar sunt situații în care Dumnezeu așteaptă și spun acasă la noi, fraților, Fraților, poate marți seara, poate duminică seara, la noi mai stau și să mă odihnesc, frații, duminică seara, că îi trudă multă să de două ori la biserică într-o zi. Poate vine duminică seara, poate vine luni dimineața, poate va veni miercuri. Nu știu când este ziua în care va veni, dar atunci când te va căuta, atunci când se va uita după tine, El se așteaptă să fie acolo, pentru că vrea să îți facă bine în numele Domnului Isus. Poate astăzi este seara ta. N-ai vrea să-i spui Domnului, Doamne, am venit și eu aici. Și dacă ai ales să mă întâmpi în frontal cu această provocare a milei tale, fă -mi binele de care am nevoie și facă bunul Dumnezeu să se întâmple minuni, să se atingă El în mod supranatural de nevoile poporului său în seara asta. Poate te muncești de vreun duh necurat și ai tulburări la nivelul minții, la nivelul inimii. Poate ai frământări provocate de neajunsurile financiare. Nu știu care ți este situația în care te găsești. Dar știu un lucru, că aici este Hristos și tu ai posibilitatea să pleci de aici altul. Și dacă vrei împreună cu Hristos, ai șansa de a te atinge de El. Și problema ta să fie rezolvată în numele Lui Isus Hristos. Vom intra într-o rugăciune. Lui Dumnezeu nu-i trebuie rugăciuni filozofice, nici mâini ridicate, ci Lui Dumnezeu îi trebuie o inimă deschisă. Și acolo unde te găsești, indiferent care este problema ta, spune Domnului, sunt și eu aici. Am nevoie de milă și de îndurarea ta. Ai milă de mine. Intrăm în rugăciune împreună cu toții.